Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ne revedem și avem de data aceasta un alt subiect. Trecem de la administrație publică locală la religie, la proiecte. Veți vedea imediat despre ce este vorba. Invitatul Focus Press este domnul Iusuf Murat, muftiu cultului musulman din România. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. De fiecare dată când programul permite, vin cu mare drag să fiu alături de dumneavoastră, de cititorii dumneavoastră. Vă mulțumim mult de tot. Din data de 13 aprilie, mi-am notat, musulmanii au intrat în luna Sfântă Ramazan. 30 de zile, cred că sunt grele. Nu, au fost foarte ușoare, chiar mai avem puțin și terminăm. Vă rugăm să ne explicați, celor care nu știm, care vrem să știm, pentru că de conviețuit, conviețuim bine cu toți în Dobrogea, este un model. Explicați-ne despre ce este vorba cu această lună sfântă Ramazan. Deci postul este unul din cei 500 de bază ai religiei noastre. Da? Adică religia noastră este, are la bază rugăciunea, cuvântul de mărturisire, ca să fii un musulman. Deci trebuie să rostești cuvântul de mărturisire, trebuie să îndeplinești cele 5 rugăciuni, postul, plecatul la Mecca, dacă îți permite, dania, deci acestea sunt, iar postul este unul dintre acei 5 stâlpi de bază ai religiei noastre. Orice persoană care ajunge la vârsta pubertății și nu are probleme de sănătate, este obligat să țină postul. În Coranul cel Sfânt este un verset în capitolul 2 care spune în felul următor: postul, așa cum este un ritual, așa cum li s-a prescris și celor de dinaintea voastră. Deci postul este un ritual comun celor trei religii monoteiste. Numai că la dumneavoastră este puțin diferit față de la noi, față de noi, așa cum este și în religia iudaică. De aceea postul întâlnim în toate cele trei religii monoteiste. La noi este puțin mai diferit. Dificil, putem spune, totuși acum este mai ok. De ce? Pentru că nu suntem în perioada aceea când, în luna august, da? Când era foarte cald, erau 30 și ceva de grade afară, sau nu trăim într-o țară unde temperaturile sunt foarte ridicate. Noi, sincer, aici, anul acesta, a fost foarte simplu. Ce presupune postul ca să înțelegă de ce putem, este această legătură, da, cu temperatura? Postul este o abstinență totală de la mâncare și băutură, apă. Nu vorbesc de alcool, că este interzis în religia noastră. Începând de la ivirea zorilor și până la apusul soarelui, adică de când distingem firul alb de firul negru, așa cum este menționat și în Coranul cel Sfânt, până la apusul soarelui, adică de dimineață, de la ivirea zorilor și până atunci, noi nu avem voie să mâncăm și să bem absolut nimic. Deci este un fel de post negru cum este la dumneavoastră. Mi se pare foarte dificil, dar da, într-adevăr... Da, și bineînțeles, abstinență de la relații intime. Dar după aceea, seara, putem să mâncăm, deci nu este cum e la dumneavoastră, nu aveți voie produse lactate și tot ce derivă din produse lactate. La noi este permis orice fel de mâncare, de aceea sunt, v-am spus, e vorba de sunt mici nuanțe care diferențiază modul de a posti în fiecare religie în parte, fiecare religie având specificul ei. Vă rog. Tot acest post e 30 de zile însumate. 30 de zile, da. Din 30 mai este sărbătoarea. Nu, ce anume? Pe 13 mai. De pe 13 mai, pardon. Da. 3 zile de sărbătoare. 3 zile de sărbătoare este un dar al lui Dumnezeu, da? După aceste zile, bineînțeles pentru cei care au postit. Și aici pot spune pentru că vorbeam de acele persoane bolnave. Dacă ești bolnav în perioada postului și te vei însănătoși și doctorul spune: domne, perioada asta nu ține post, că uite, ai boala asta, ia tratamentul care ți este prescris, tu, într-adevăr, ai o facilitate bună, Dumnezeu spune, pentru cei bolnavi, într-adevăr, nu este obligatoriu. Dar dacă tu te-ai însănătoșit, după aceea ești obligat să recuperezi acele zile pe care nu le-ai postit. Când ai postit 10 zile, când ai postit 15 zile, după terminarea postului, ești obligat să le recuperezi. Așa se întâmplă și la femeile care alăptează, așa se întâmplă și la... Deci, sunt niște facilități, dar religia ne transmite, de fapt, Bunul Dumnezeu ne transmite acest mesaj. Nu sunteți obligați toți, dacă aveți probleme, dacă sunteți în drumeție, da, în călătorie. Atunci nu sunteți obligați să țineți post. Dar când vă întoarceți,
sunteți obligați să țineți. Și așa este și cu sănătatea. Dacă sunt persoane care nu se mai pot face bine, deci boala lor va continua toată viața, ce vor face? Ele vor cum vor îndeplini acest ritual? Dacă este obligatoriu, care este în Coran menționat, tot ce este scris în Coran este obligatoriu, da, să facem. Cum vor face? Vor avea grijă în așa fel încât să hrănească o persoană săracă în fiecare zi. Dacă ei nu se vor însăndoși deloc, nici după terminarea acestei luni, da? Nici după terminarea lunii Ramazan. Da? Ei vor hrăni o persoană în fiecare zi. Deci timp de 30 de zile, ea dacă n-a putut să țină post, iar boala lui nu se mai va avea această boală și va suferi în continuare pe tot parcursul vieții lui, el pe perioada postului 30 de zile va hrăni o persoană săracă. Iarăși aici ne arată cum religia este alături de cei săraci, mai ales și ce înseamnă? Este o dovadă de bunătate. Exact, dovadă de bunătate și plus mai ales una dintre semnificațiile postului ca să rămână este de a înțelege pe acei oameni sărmani care nu au ce să mănânce zi de zi. Deci noi postind, acum înțelegem situația, prin ce situație trec aceștia. Ce se întâmplă? Ce înseamnă prin a hrăni o persoană? Pentru că aici sunt foarte multe comentarii și unii dintre enoriașii noștri nu înțeleg acest aspect. Noi avem deja menționată o sumă, sunt menționate în calendarul noastre religioase de post, suma de 25 de lei. Noi am pus minim, da? Minim 25 de lei, că se calculează după câteva kile de grâu, adică o hrană pentru o persoană. Dar dacă persoana respectivă care nu este bolnavă și are o posibilitate financiară foarte bună, poate să plătească mult mai mult. Înțelegeți noastră? Dar cam situații foarte rare, mai ales în cadrul comunității noastre, în rândul membrilor comunității noastre. De aceea ne-am pus suma minimă de 25 de lei și anul trecut am avut tot aceea sumă. Pentru că am zis, a fost această, de fapt, suntem într-o situație economică dificilă, avem pandemia, unii și-au pierdut locurile de muncă, poate sunt bolnavi, ne-am gândit la ei și n-au putut să postească, atunci să nu ne îngreunăm nici acestora situația, măcar cu acei 25 de lei care erau și această sumă era trecută și anul trecut, n-am mai modificat-o, am căzut de comun acord să rămână această sumă și măcar 25 de lei minim să-i dea unui sărac, unei persoane nevoiașe, da? Și să poate să se întrețină el. Și consider cu 25 de lei totuși nu este o sumă foarte mare, dar un om într-adevăr nevoiaș ar putea să se sature pentru ziua respectivă. Deci ia o masă, nu îl duce la... Nu, nu o masă de... Deci își ia o pâine, își ia o bucată de brânzică, 100 de grame, deci își compensează, deci o hrană pe zi. Da? Deci asta înseamnă să-i dai persoane să se sature în ziua respectivă. Dar noi v-am spus, de ce am pus? Pentru că a fost întrebat, doamne, dar de ce a spus suma de anul trecut? Pentru că și-am zis. E situația de așa natură. Unii și-au pierdut locurile de muncă. Poate sunt bolnavi. Cum? De unde să dea? Eu dacă le pun 35-50 de lei, da? Cam, anul acesta că ajunge undeva la 35 de lei calculat, da? El trebuia să dea acest lucru. El trebuia să plătească această sumă. Trebuia să-i dea săracul. Și ce făceam dacă el nu avea un loc de muncă? Da, rămânea cu... De unde lua acești bani? Sunt două persoane nevoiașe, adică nu... Da, sunt, și mai ales sunt 30 de zile, cu 35 de lei, sunt undeva la 1000 și ceva de lei și el nu are loc de muncă. De aceea noi am luat această decizie de a rămâne cu suma de anul trecut. După ce trecem peste această perioadă destul de dificilă pentru noi toți, așa cum am mai spus, vom calcula exact... ca la carte, cum s-ar spune, conform perceptelor religiei noastre și vom spune suma exactă. Dar nu este, unii spun, domnule, dar de ce n-ați calculat, exact cum am mai spus, sau de ce nu e așa? Domnule, nu este un păcat. Noi am pus minim, da? Am pus minim suma de 25 de lei să dea persoanei respective. La finalul lunii de post, ce semnifică sărbătoarea? Ce marcați prin această sărbătoare? Spus, este o răsplată a bunului Dumnezeu către cei care au postit. Mai ales că, vedeți noastră, în perioada aceasta, luna aceasta, profetul Muhammed, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui, ne spune următor. Porțile iadului sunt închise, diavolii încătușați și porțile paradisului sunt deschise. Vedeți noastră,
cum să vă spun, este o binecuvântare această lună. Este, de fapt, luna Ramazan este o lună binecuvântată. Este luna postului, este luna Coranului. Este luna în care a început să fie revelată Cartea cea Sfântă. Revenind la luna Coranului, noi, sâmbăta trecută, am sărbătorit noaptea de Kadir, noaptea puterii, cum se traduce în limba română, adică noaptea în care a început să fie revelat primul verset, care a fost transmis prin Arhanghelul Gavril, profetului Muhammed. Există și un capitol în Coranul cel Sfânt, numit capitolul Kadir, care spune felul următor. Noi am revelat în această noapte Coranul. Voi nu știți ce semnifică această noapte. Această noapte este mai benefică decât 1000 de luni. De aceea mulțumim pe această cale și autorităților centrale, respectiv guvernului, pentru că ne-a dat ocazia ca această noapte să putem să mergem la slujbe, să, toată noaptea să fim la moschei și am putut să fim împreună cu membrii comunității. Deci a fost o noapte binecuvântată și, pe care am petrecut-o prin rugăciuni, da? Am citit Coranul, ne-am rugat la Bunul Dumnezeu pentru iertarea păcatelor și, bineînțeles, rugăciunile noastre către Dumnezeu sunt pentru a scăpa cât mai repede de această pandemie. Vă rog. Pe perioada acestei pandemii, când sunt tot felul de restricții, cum s-a funcționat, cum a putut credinciosul să ajungă să se roage? Care au fost condițiile de... Vedeți, dumneavoastră, aici trebuie să-i mulțumim de fiecare dată Bunului Dumnezeu. Anul acesta a fost mult mai bine față de anul trecut. Când anul trecut eram în stare de urgență, ultimele 10 zile, dacă nu am amintesc greșit, am prins să ne facem rugăciune în afara lăcașilor de cult. Deci am prins ultimele 10 zile din Ramazan. Sau ultimele 7, nu mai țin minte exact. Cu cifrele mari sunt puțin și obosit. Obligatoriu să le știm exact. Dar am prins, să știți, câteva zile. Am oficiat slujba de... Nu era restricție după ora 10. Am oficiat slujbele specifice acestei luni, slujba, respectiv slujba de travii, în ultimele seri ale lunii. În schimb, ziua, toate lăcașurile de cult erau închise. Anul acesta, ziua lăcașurile de cult sunt deschise, se continuă o tradiție care este specifică comunității noastre de citirea Coranului, care se numește Mucabele, pentru că v-am spus, este luna și a Coranului, luna Ramazan, este luna Coranului și Apostolului, da? Este o tradiție care tot așa și are rădăcini de pe timpul Îngerului Gavril, când el a citit Coranul Profetului în această lună, da? Deci am reușit să continuăm această tradiție. Iar noaptea de sâmbătă spre duminică, când a fost noaptea de Kadir, cu ajutorul Bunului Dumnezeu am petrecut-o în rugăciuni și ceea ce ține de noi este să ne rugăm la Bunul Dumnezeu să ne accepte rugăciunile, să ne accepte postul pe care îl ținem. Restul, deci totul este la atitudinea Creatorului Divin, Bunului Dumnezeu. Noi, ca și slujitorii Lui, ne rămâne decât o singură sarcină de a ne ruga pentru iertarea păcatelor și pentru sănătatea noastră a tuturor. Dar credincioșii pot veni în lăcașurile de cult oricând doresc acum în această perioadă, bineînțeles, cu regulile acelea de distanță de, și așa mai departe, sau cum deci în noaptea de Kadir doar atunci? Nu. Nu prea au fost respectate regulile de distanțare socială. Trebuie să fim onești, trebuie să fim sinceri, pentru că suntem credincioși. E un grup din membrii comunității noastre care încă nu s-a adaptat acestei situații și care nu respectă, cum s-ar spune, ca la carte, aceste reguli de distanțare. Chiar au făcut și gălăcie. Eu, în timpul slujbei, am intervenit și le-am spus, noi venim mai să ne rugăm, am așteptat cu nerăbdare să vină această noapte. Nu e frumos, mai ales că în Constanța, în noaptea respectivă, era timpul și puțin ora, începuse să și plouă, nu aveam cum să-i ținem afară.
De aceea vă spun, în celelalte localități a fost, s-au respectat, dar aici nu prea au fost, dar sperăm acum că poate și o mică experiență. Avut și un mic incident. Nu pot spune un incident. A fost de distanțarea, nu prea a fost ca la carte, cum ne recomandă autoritățile. Eu personal, să știți că sunt, îmi doresc foarte mult respectarea normelor impuse, transmise, să nu vorbesc, să nu folosesc acest cuvânt, transmise de către autorități, pentru că ei sunt, sunt factorii decidenți care vreau binele nostru, ne vor binele. Iar noi suntem persoane care ar trebui să le punem în practică. Dar e un grup din comunitatea noastră, un grup foarte mic, care nu au respectat... Din Constanța? Adică chiar de aici? Da, care nu au respectat... Nu, din municipiu, nu vorbesc, m-am spus. Da, care nu au respectat în totalitate aceste reguli. Acum, cu ocazia slujbei de bairam, mai ales având în vedere, iertați-mă, nu vreau să fac nicio discriminare între doamne și bărbați, pentru mine sunt egali, da? Mai ales în fața Creatorului Divin, cel mai apropiat de Dumnezeu este cel mai evlavios, nu spune de bărbat sau de femeie, nu-i așa, știm în Coranul cel Sfânt, da? Sunt unele doamne care vorbeau în timpul slujbei, dar cu ocazia slujbei de bairam, ele nu vin la geamie. Da? La slujba când va fi de bairam pe data de 13, dimineațele nu va, deci vom reuși să gestionăm, să manageriem situația. Ele au venit și copiii poate să vină, dar au venit și cu copiii și acum când sunt mai multe doamne, se aud mai multe voci. Da? V-am spus, nu am absolut nimic. Bine, sunt și la, dar într-un final, pe timpul slujbei, să știți că am reușit să menținem liniștea, că este foarte important ca să oficiezi slujba în liniște, pentru că tu intri într-o comunicare directă cu Bunul Dumnezeu, cu Creatorul Divin, iar cel mai aproape de El ești în timpul când te posternezi. Da? În timpul slujbei, nici când te postenezi. Restul, vedeți noastră, ei nu înțeleg acest aspect. Ei sunt puțin mai diferiți, sunt frații noștri, sunt credincioșii noștri, fac parte din comunitatea noastră, nu putem să-i negăm, dar au și o cultură aparte. Înțelegeți noastră? Și acceptăm așa cum sunt, am încercat să le explicăm, dar cu ei e mai greu să ne înțelegem. Și de aceea, mai ales cu doamnele, da? Din această grupă, și nu poți nici prin a le spune vă dau afară din moschee, n-am fost acest... Cred că este așa ceva. Da, dar noi venim să ne rugăm și am rugat, liniște, vă rugăm, venim să ne rugăm, haideți să ne rugăm împreună. Am înțeles, să știți că într-un final a decurs bine. Deci, finalul a fost ok. Dar la început a fost această agitație. Poate, da, a fost această agitație că își doreau foarte mult să vină la slujbă, să participe. Da. De aceea eu sunt foarte deschis. Nu știu dacă a fost și din presă, dar poate au postat pe unele rețele de socializare că mi s-a transmis așa. Da, în unele lăcașe de cult mai aglomerate nu s-a respectat această distanțare socială. Eu personal cer scuze, dar de bairam nu se mai întâmplă așa. Mai ales, v-am spus, de bairam nu o să mai avem doamnele care vor toată lumea așa. Da. Ei vor fi, dar avem voluntari care se vor ocupa mai ales de distanțare. Sperăm să ne ajute și, să ne ajute și vremea. Da, e foarte important. Nu poți, mai ales la noi, știți, slujba se oficiază stând în genunchi, adică descălțându-ne, avem un ritual specific. Deci nu poți să, când plouă afară, să ții pe credincios pe ploaie. V-am spus, nici vremea nu ne-a ajutat, că dacă ne-a ajutat vremea, poate situația era altfel. Dar cu ajutorul Dumnezeu am trecut cu bine, pot spune. Discuțiile acestea despre cum s-au desfășurat lucrurile, să știți că au vizat și Biserica Ortodoxă. Ați văzut că s-a comentat atunci când au fost evenimente, când a fost slujbă și tot așa era foarte, foarte multă lume. Adică în sensul ăsta cum s-a comentat într-o parte, s-a comentat în cealaltă. Altceva voiam să vă întreb, nu să fac comparație aceasta. Eu încerc să comentez ceea ce se strig în cadrul comunității mele. Nu vreau să comentez, să intru în detalii ceea ce se întâmplă în cadrul altor culte. Bine, mă interesează strict ceea ce este legat de comunitatea mea pe care o postoresc.
Nu știu, auzim, vedem și la televizor, mai ales fiind majoritate, o comunitate majoritară în România, vedem și în diverse în social media, cum se spune, vedem anumite poze, dar vedeți noastră, cel mai important este ca să fim alături de Dumnezeu și cel mai important este ca să, iarăși, când suntem alături de Dumnezeu, trebuie să respectăm și regulile care le spun conducătorii noștri. Pentru că acestor oameni, deci acești membri din comunitatea mea, așa înțeleg. Da? Uite, noi venim să ne rugăm, ne rugăm la Dumnezeu, dar conducătorii noștri vor să respectăm și distanțarea socială ca să nu ne îmbolnăvim tot pentru noi sau să nu îmbolnăvim pe cei din jurul nostru. Da? Ei înțeleg un alt limbaj și nu vreau aici, v-am spus, nu vreau să fac nicio discriminare etnică, niciuna religioasă, dar au fost mici incidente, dacă vreți să le numim așa, dar sperăm, cu ajutorul Dumnezeu, de Bairam o să le gestionăm altfel. Câți membri are comunitatea pe care o păstoriți la nivelul întregii țări? Bine, e vorba de recesământ care s-a făcut. Și sunt în jur de 67.000 de musulmani, dar noi în România, dar noi estimăm toți cu studenții care sunt la studii, studenți care sunt din țările musulmane, un număr de 100.000 de musulmani. Da? Da. Dar majoritatea este concentrată în zona Dobrogei. Bineînțeles, sunt musulmani și în celelalte județe ale României, respectiv în zona Moldovei. Chiar avem un proiect pentru cei care trăiesc în zona Moldovei. Există județele, în Moldova? Da, în județele Iași, Botoșani, Piatra Neamț. Avem comunități musulmane, dar nu foarte numeroase cum sunt în Dobrogea. Să le asigurăm un loc de cimitir, da? Pentru că e firesc, sunt cetățeni români, sunt membrii comunității noastre. Chiar după Bairam, după sărbătoare, o să mă duc în această zonă. O să, deja avem proiecte pentru a înființa cimitire zonale. Ați vorbit cu autoritățile pentru știți, da, mai degrabă am primit sprijinul la autorități locale, nu mă refer la municipii, nu la autorități, pentru că și comunitatea noastră, noi suntem conștienți într-un municipiu, cum este Iașiu, nu o să-mi dea teren pentru a înființa eu un cimitir. De ce? E foarte greu. Am avut discuții, chiar înainte de pandemie am avut discuții cu edilul local, cu domnul primar al Iașiului, am fost într-o delegație oficială cu domnul secretar de stat. Știți cum e? Politica e diferită. Noi suntem oameni ai religiei. Noi, când promitem ceva, trebuie să și facem. Da? Și am găsit bunăvoință și sprijin din partea altor localități mai mici. Da? Am căzut de comun acord cu membrii comunității, domne, trebuie să fim conștienți, nu o să, ca și municipiul, am dat Iașiu, nu o să avem nicio șansă să facem în municipii, că terenurile știți cum s-au făcut. Noi în Constanța ne chinim de 17 ani să înființăm un cimitir. Da? Acum să fim serioși, e foarte greu să înființezi într-un municipiu un cimitir, mai ales să iei și teren, să-ți dea și teren, să urmezi niște procedurile legale, da? Și haideți, cel mai bine mergem la localitățile limitrofe. Unde anumeți lângă Iași? Am fost într-o localitate și chiar primarul a fost foarte receptiv, i-a mulțumit. O să ne întâlnim după sărbători cu dumnealui și sperăm să avem și un cimitir musulman pentru musulmanii din zona Moldovei. Să înființăm un cimitir musulman pentru musulmani din zona Moldovei. Nu doriți să-l pomeniți, să spuneți localitatea până nu devine realitate? După ce o să fie, poate, nu știu, chiar eu personal n-am vorbit, am vorbit membrii comunității, dar adresele, corespondența oficială am făcut-o cu primăria respectivă. Chiar i-am mulțumit. Dar sperăm într-un termen cât mai scurt. Așa încercăm să finalizăm și cimitirul musulman din Constanța. Mai e puțin și aici. O să avem, oricum, sprijinul din partea autorităților locale, îl avem, am mai vorbit despre acest subiect, dar e de durată, știți, la București, la fel,
La București era ideea de înființare a unui cimitir musulman. Da, și la Constanța tot la fel este de înființare a unui cimitir musulman în zona Ovis Palace. Dar, încă unul pentru că nu mai sunt locuri în cel deja existent. În cele două deja existente. Cele și la noi două. Nu este cu desfumare cum e la dumneavoastră. Noi avem un ritual specific. Dar, din păcate, nu numai în Constanța. În țara noastră lucrurile merg mai greu. Există această, nu știu dacă folosesc termenul corect, birocrație a documentelor. Sau sunt anumiți funcționari, cu tot respectul, care vor neapărat, literalmente, să, și noi respectăm legea, să se să aibă loc, să fie punctual, să se respecte literalmente legea. Vedeți dumneavoastră... Adică și formularea textelor, că altceva, n-ar fi ceva care să încalce legea o solicitare. Eu acel cimitir de la Constanța, nu fac pentru mine ca persoană, pentru Iusuf Murat. Deci este, va fi în beneficiu, în folosința comunității musulmane din municipiul Constanța. La fel ca și toate cimitirile pe care le avem în țară. Nu sunt proprietate personală, nu sunt pentru o societate anume, nu vom avea beneficii după aceste cimitire. Problema este birocrația. Avize expiră până ce îți dă cealaltă entitate și așa mai departe. Acum, la Constanța, dacă vreți să fim punctuali și să le transmitem și acest mesaj coreligionarilor din municipiul Constanța, suntem la faza de a obține avizul definitiv de la Enel și după, de la Raja l-am obținut, v-am spus, tot datorită prietenilor, da? Că dacă nu avem prieteni, iarăși funcționează greu. Că și acolo trecuse, știți cum e, dacă spune termenul de o lună. Dar nu-mi trebuie mie acest termen. De ce încerc mie? Deci eu nu sunt societate privată. Da? Da, nu construiți un bloc, nu construiți... Exact. Este vorba despre un cimitir. Deci, aici, asta încercam să explic prin birocrație. Da, iar dacă prietenii noștri, respectiv și aici, nu, domnul președinte al Consiliului Județean, nu dădea un telefon, deja trecuse luna. Da? Păi, în cazul de... Da, și am obținut avizul de la Rașa. Acum o să obținem avizul și de la Enel, da? După care DSP-ul ne-a pus anumite criterii. Știți că este în dezbatere publică pe site-ul primăriei ROF-ul pentru, specific pentru municipiul Constanța, cu toate că noi l-am avut în dezbatere acum 7-8 ani în urmă. Da? Deci noi am avut acest ROF în dezbatere, fiecare membru al comunității activ în cadrul comunității a venit cu propuneri. Deci, regulamentul de organizare și de funcționare. Cimitirilor, da. Și acum și după ce se va termina și acest ROF, vom avea avizul definitiv al DSP-ului pentru înfumare. Avem un aviz provizoriu, da, de DSP, care este încă valabil, da? Și sperăm că după ce vom avea avizul de la Enel, ne vom branșa și, vedeți, o să dureze și acest lucru, chiar ieri am vorbit cu câțiva specialiști, e de durată 2-3 luni, dar noi o să găsim o soluție provizorie pentru a avea curent electric la cimitir în cadrul clădirii administrative. Organizare de șantier. Da, în cadrul clădirii administrative o să găsim o soluție și vom avea curent, ne vom branșa și la apă potabilă, vom respecta condițiile impuse de către Direcția Sanitară Publică și sperăm să obținem și avizul definitiv pentru înfumarea coregionarilor noștri din municipiul Constanța. În cât timp credeți că se rezolvă toate acestea? Și... Nu depinde de mine. Dacă ar depinde de mine, v-aș spune și în Constanța, ca și la București, într-o lună s-a rezolvat totul. Într-o lună, maxim 40 de zile. Dar v-am dat un exemplu. Am depus, domnule, dar de ce nu vine? Am colegii care se ocupă. Păi nu știm. Păi răspundem că nu s-a primit. Că, mă rog, și după ce a fost nevoie să vorbesc cu factorii. Păi este un termen în care și aceste instituții trebuie să răspundă. Aici, asta vreau să vă spun. Nu termenul acesta poate să-l reducă și dumneavoastră. Dar poate să spun, domnule, este o necesitate și mai ales o urgență pentru comunitatea musulmană din municipiu. Avem aceste documente, eu nu pot să le impun, da? Ca o și rugăminte. Da?
avem această solicitare în fața comunității, haideți să o luăm să fie prioritară. Nu să stea dosarul undeva într-un sertar. Undeva într-un sertar și după aceea să sune nu știu cine, domnule, dar ce faceți? Pentru că v-am spus, e o necesitate, nu este a persoanei mele, este a întregii comunități. Iar comunitatea m-a împuternicit pe mine să le apăr aceste drepturi. Dar nu trebuie să, v-am spus, trebuie să trecem mai repede peste etapele acestea birocratice. De aceea funcționarul public, care este în orice instituție, trebuie să gândească să poată să facă o diferență între ceea ce este necesar pentru o comunitate aparte și ceea ce este pentru o societate aparte. Dar știți că s-au mai făcut și la fonduri, cu fonduri s-au îngreunat, s-au pierdut fonduri, etc. Vedeți, toate acestea depind de noi, ca oameni. Nu, și de aceea trebuie să fim puțin mai atenți. Aceasta este părerea mea. Da, eu le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi, celor care ne-au eliberat aceste avize, v-am spus, la Constanța, sperăm... La București? La București tot așa mai avem de la APA Nova, Apele Române și Mediu. Și după aceea mergem la primărie. Sper și acolo, în două luni, să rezolvăm și Bucureștiul. La fel, la București este tocmai din 90 se discută problema cimitirului pentru musulmanii din, care trăiesc în municipiul București. V-am spus, cam acesta este calendarul pe care mi l-am propus eu. Dar nu depinde, pentru că sunt comentarii în cadrul comunității, domnule, de atâția ani te chinui. Dar nu depinde de mine. Dacă poate eu, aud și funcționarii și înțeleg că este o chestiune. Nu știu, deci eu nu spun acest aspect. Am avut și nu, am avut anumite chestiuni care s-au îngreunat, nu a depins de noi. Nu găseam vecinii, vecinii erau alții, deci erau chestiune foarte... legat de teren, teren. Da, pentru avize, știți că trebuie să luăm acordul vecinilor. Nu era vecinul, cine e, nu mai era proprietarul, deci era la a treia mână. Deci e foarte complicat. De aceea trebuie să fim mai înțelegători unii cu alții și trebuie să ne ajutăm, mai ales în aceste situații. Vedeți, unul dintre beneficiile postului este să fii alături de semenii tăi și să-i ajuți. Dar nu mai în timpul postului. Noi ca musulmani trebuie să facem acest lucru în orice clipă din viața noastră. Cred că așa ar trebui să facem cu toții, indiferent de religie. Da. Că tot vorbeam de cimitire. Cum este la dumneavoastră, în comunitatea dumneavoastră? Cum sunt administrate cimitirele? Știți că aveam la un moment dat discuția aceasta, mă rog, fuseseră acele sesizări, oamenii voiau mai mult, mai multă ordine, mai multă... Deci, haideți să vă spun, ca să faci ordine, orice la ora actuală, știți foarte bine, se plătește, da? Deschis vorbind. Vrei ordine, dar eu am făcut o statistică, noi avem o taxă de 20 de lei de întreținere a unui mormânt pe an. 20 de lei. Locurile se... Nu locurile. La dumneavoastră locurile nu se... Nu locurile vezi. Da. Nu. Deci taxa de întreținere a mormântului, pentru curățenie mă refer aici. Da. Și vorbesc de situația cea mai gravă, de aceea vreau să recunosc. Nu trebuie să recunosc, e realitatea, da? Este la cimitirul central, la mezarul central. Să nu folosesc cimitir, că mai avem și persoane, domnule, muftiu vorbesc ce folosește termenul cimitir. Da, mezarul central, da? Sunt... peste 4.000 de morminte, în jur de 4.500 de morminte. Orice taxă, știți foarte bine, se înregistrează aceasta de 20 de lei. Pe chitanță, da? Din 4.200 de morminte, știți câți au plătit taxa aceasta de 20 de lei? Vă spun eu, 100 de persoane. Din 4.500 aproximativ, 4.500, deci peste 4.000 de morminte, doar 100 de persoane. Și atunci, cel mai mult s-a plătit în cel mai mult. Aici vreau să cel mai mult s-a plătit în 2019 au plătit 150 de persoane. Deci tot aceleași persoane plătesc. Iar tu ca și enoriaș, vii și încerci mie, da, vii și încerci mie să-ți fac curat în cimitir. Am un singur administrator remunerat de către stat, remunerat de către Consiliul Județean, care are grijă de 3 hectare jumate de cimitir.
De ce am spus, domne, se, iertați-mă, folosesc că se fură, eu, e ceva inacceptabil. Da, sunt și eu perfect de acord cu ei. Haideți atunci, le-am propus, haideți să dăm o societăți private. Și să vedem atunci dacă aveți posibilitatea, unii dintre ei poate își permit, să plătească acea taxă, cum e la dumneavoastră, da? Societatea îți face și curățenie, îți protejează și ceea ce ai făcut tu acolo, nu-ți mai dispare nici... Face și nu prea. Mă rog, eu vă spun ce văd la cimitirile ortodoxe, că toți sau am mai avut enoriași care mi-au dat exemplu de cum este cum sunt administrate cimitirile în Turcia. Zis, nu trebuie să mergeți până în Turcia. Uitați aici, la ortodoxi, dar plătesc o taxă. Noi o plătim? Păi și eu dacă aș primi acești bani, da? De la 4.000 de morminte, nu la 4.000 ceva, cu 20 de lei, sunt niște bănuți. Eu aș putea să mă angajez încă o persoană, din fondurile mele proprii, da? Și aș putea să gestionez. Atunci vii și cer mie curățenie. Am avut o propunere pentru tot așa, unele persoane care au zis, domnule, e iarbă, momentan încă nu e. Le-am zis, domnule, haideți atunci, singura soluție, că nu avem forță de muncă, am, ce să vă spun, acum câțiva ani în urmă, am, prin contracte am adus de la penitenciar, da? Că nu e o mână de lucru mai ieftină. E o mână de lucru mai ieftină, dar, sincer, ne avantaja pe noi pentru că ne eliberau chitanță, ne eliberau facturi, da? Deci am lucrat cu cine am putut. Le-am propus acestor unora dintre membrii comunității, domnule, să se erbicidă. Am spus, doamne, cum să erbicidezi? Am floare. Păi nici așa, nici așa. Atunci alegeți o situație. Haideți să-l dăm la privat. Nu ați vrut. Bine, ok, îl administrăm noi. Și după aceea, problema, muftiul nu se implică, nu administrează cimitir, nu se implică în privința administrării cimitirilor. Eu vă spun, acum sunt în post. A fost la o mormântare și tot așa. Cineva spune, doamne, dar de ce nu este tăiată iarba? Și de ce nu vine muftiul să taie iarba? Eu le-am transmis atunci. Eu dacă am timp să-mi tai iarba, îmi tai iarba de la mine, de la sat. Dar mă duc și o cosesc. Nu-mi este rene. Știu să sunt fiul de țăran, da? Sunt născut cu coasă, cu furca. Deci știu ce înseamnă lucrări agricole. Dar nu am timp. Dar de ce dumneavoastră, ca și membri ai comunității, nu veniți, nu ne spuneți? Nu neapărat. Cu o societate. Haideți, măcar acolo. Arunc cu erbicid mai în jurul mormântului meu. Dar sperăm. Nu, acest cimitir pe care o să-l avem la Ovis Palace, o să-l administrez eu. L-am luat de la zero. Da? Și vreau eu, deci eu ca persoană, nu știu ce înseamnă să administrez, am văzut, m-am documentat, vreau să-l administrez ca la carte. Ca la carte însemnând. Cu alei, numerotate, chiar am mai spus acest lucru. Când vine persoana, sistem electric, vine, introduce numele persoanei decedate și îi spune exact pe ce ale este, la ce număr este. Deci totul vreau să-l digitalizez, să-l administrez fără locuri de veci, fără absolut nimic, fiecare unde își găsește locul. Da? Cu plata, cu anumite costuri, se schimbă lucrurile, că înțeleg că cu toată această digitalizare, cred că este va fi, va fi mai greu, nu o să-l fac de mâine, poimine, dar am un proiect acest lucru. Totul va fi momentan pe registru, da, ca să nu pierdem, și când vom avea posibilitatea financiară, îl vom digitaliza. Vedeți, a fost și perioada aceasta. Clădirea administrativă a fost construită cu banii guvernului alocați anul trecut. Ea a fost împrejmuită de către agenția guvernamentală TICA. Tot așa, oameni cu sufletul mare au încercat să pietruiască, să asfalteze, vom asfalta. Dar nu știu, unii dintre membrii ai comunității spun, domnule, sunt fonduri. Nu sunt fonduri. La noi totul este vizibil, mai ales, domnule, s-a dat, au luat bani din sân. Nu, cine a dat bani? Da, cu riscul să, nu știu, sper să nu se simtă jigniți, ofensați, dacă tot nu există ca la ortodox și ca la noi, acea taxă se plătește altfel și se cumpără și locul de veci. De ce nu și îngrijește fiecare în perimetru? Știți cum este? Eu am fost și chiar au fost și campanii împotriva mea, că am făcut voluntariat, chiar personal m-am implicat. Știți, nouă ne place să luăm, să facem curățenie la mormântul nostru și să-l aruncăm lângă vecinul. Unora dintre noi. Da? Și lăsăm gunoiul acolo. Nu putem să scoatem la alei, oricum la cimitirul central, la mezalocul central, nu mai avem nici alei. Totul acolo, v-am spus,
nu este gestionat și oricum e foarte greu să te înțelegi cu acei membri care spuneam care au participat și la slujbă. E foarte greu să te înțelegi cu ei. Ei vor pe alee, vor să-și facă... Știți că a fost și la televizor o emisiune. Peste tot cu acele... Antiglonți. Și-au avut antiglonți. Da, construcții, acele construcții. Te duce în fața lui Dumnezeu. Mai ales la noi e simplu. Fără coștiu, fără costume, fără coștiu de nu știu câți zeci de mii de lei sau mii de lei. Dar ei și-au făcut geamul antiglonți și-au făcut... Doamne, dar nu eu le-am dat voi. Toată lumea spune, de, majoritatea spun, domnule, nu știu, nu sunt de acord cu așa ceva, mai ales că nu este conform perceptelor religiei noastre. De ei nu înțeleg. M-am spus... Ai interpretează în nu, ei modul interpretează, lor. Nu, ei interpretează modul... Păi, am avut drăzul, cum e o sărbătoare laică, da? În luna postului, da? Când toată comunitatea ține post, ar trebui să țină post, i s-a dus cu mâncare. Da, unii au mâncat pe acolo, dom'le, măcar ești musulman, dacă vrei să te fă pachete și tăle săracilor. Da, a fost... Lucrurile acestea bănuiesc că încercați să le tot explicați și explicăm, dar la un moment dat... Înțeleg mai greu, v-am spus, e felul de a concepe acest lucru. Dar, în schimb, o mentalitate diferită. Da, puțin, v-am spus, sunt frații noștri, da, fac parte din comunitatea noastră, dar înțeleg mai greu. Sperăm cu timpul să înțeleagă și ei, de fapt, importanța acestui. Că și dacă ești pe alei, da, dacă ești primul la intrare și îți faci un mauzoleu, da, tot în fața lui Dumnezeu te vei duce. Important este ce fapte, cu ce fapte te duci în fața lui Dumnezeu. Da, iertați-mă, jucând... cărți sau altceva, că m-am mai văzut poze, iarăși, sunt multe chestiuni care nu vreau să intru în detalii, mai ales că suntem luna postului, mai avem câteva zile și de fapt mai este și mâine și joi avem Bayramul, dar trebuie să facem în așa fel încât ca faptele noastre din această viață să ne ajute să intrăm în rai. Nici de cum acel mauzoleu, acea piatră de marmură, acel geam antiglonț nu ne va ajuta în fața lui Dumnezeu. Pentru că noi avem doi îngeri, da? Care ne scriu de fiecare de ceea ce facem. Aici e foarte important. Și cu ce mergem în fața lui Dumnezeu? Credeți că Dumnezeu ne-a întrebat, uite, ție ți-au făcut antiglonț, te vor feri pe tine? Sau ți-au făcut nu știu ce marmură, ți-au folosit de ce categorie și acea marmură te va feri. Nu. Deci faptele vor vorbi în fața lui Dumnezeu. El ne va trage la răspundere datorită unor fapte pe care le facem. Pentru că de aceea suntem creați. Noi suntem creați, așa cum se spune în Coran ce spun, să ne supunem lui. Da? Muncim, dar muncim și câștigăm conform religiei noastre. Adică prin muncă, prin trudă, nu merge și luăm din stânga, cum am și eu prieteni așa, s-a mutat locul. Da, i-a mutat locul. Că eu fiind de la țară, am și acest gen de oameni. Tocmai i-a mutat locul. Da, asta nu-i muncă. Da, omul muncește pentru așa ceva. Dar sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu, poate și vor reveni și dumneavoastră și vor înțelege acest aspect. Un alt proiect pe care îl avem și care vreau să-l discut cu dumneavoastră este... Cred că ați aflat și a fost și în media, înființarea unei secții de teologie, unei facultăți sau unui departament, depinde cum va accepta Universitatea Ovidius, pe lângă, eu știu, va fi pe lângă Facultatea de Teologie, pentru de ce ne dorim acest lucru? Ne dorim ridicarea nivelului educațional al teologiei islamice în România. Calitate. Ne dorim să avem... teologi, da? Imam, absolvenți de facultăți de teologie, al unei facultăți de teologie. Și în urma discuțiilor purtate cu Universitatea Ovidius, cu conducerea, cu rectoratul, cu domnul rector și cu cei din cadrul, din aparatul administrativ al universității, ni s-a deschis această oportunitate. Este un proiect, într-un fel, care mă provoacă pe mine. Dar ceea ce le-am spus și domnilor, și domnului rector și domnului decan al Facultății de Teologie, vreau să aducem specialiști. Pentru că noi în România nu avem specialiști în teologie islamică. Nu avem doctori în aceste științe. Și teologia islamică, spune, nu este doar citirea Coranului.
teologia islamică, deci ca și discipline, vorbim de jurisprudență, de interpretarea Coranului, de relatările profetului, de interpretarea relatărilor profetului. Sunt câteva discipline de bază ale acestei secții, acestui departament, acestei facultăți, repet, cum vrem să o denumim noi, care ar trebui să avem specialiști din afară. Faptul că ați spus de acest lucru, unde se școlesc preoții, imamii România? Vedeți, noastră, noi aveam doar liceul de la Megidia și acolo ne opream. Cei care își doreau, mergeau în afara țării și studiau, dacă nu, veneau și erau direct primiți ca și imami. Acum, cerințele sunt puțin diferite. Trebuie să ne adaptăm acestor cerințe. Și eu am mai spus într-un alt interviu, trebuie să fac, mai ales după această perioadă, după ce vom trece, sperăm, de această perioadă, trebuie să facem o reformă și în ceea ce privește partea de comunicare cu membrii comunității. Adică tehnologie. Trebuie să investim puțin și în tehnologie. Nu numai în repararea și restaurarea lăcașurilor de cult, dar trebuie să avem 2-3 geamii, măcar cum e Moschea Carol, cum e geamia Hunchiar la Meciria, care să aibă tehnologie, să aibă o tehnologie, să aibă aparate care să poată să intre în casa fiecăruia. Da? Deci să poată fiecare persoană să se conecteze cu imam când oficiază slujbe. Aici trebuie să facem o reformă, să găsim... Să participe online la slujbe. Să participe online la slujbe, da. Când citește Coranul, nu se știe. Vedeți, noastră, apare o asemenea pandemie. Ce facem? Pe noi ne-am luat prin surprindere. Noi nu eram pregătiți. De aceea trebuie să facem o reformă, să ne adaptăm cerințelor care sunt. Asta înseamnă și religia noastră. Dacă vorbim și noi spunem acest lucru, afirmăm acest lucru, religia islamică este o religie universală. Asta înseamnă, eu ca musulman, să mă adaptez oricărei cerințe cu care mă confrunt, cu oricărei perioade în care trăiesc. De aceea, sincer, ne-am luat pe nepregătite. De fapt, mai toți, cum a fost, acum nu vreau să fac comparații, domnule, să mă scuz într-un fel, și școala, nici învățământul nu prea a funcționat, nu. Dar, predică online, pentru absolut tot ce ține, trebuie să online trebuie să ne pregătim. Trebuie să mai ales unde avem comunități mai numeroase, acolo trebuie să investim, să vedem, poate e și greu, dar știți foarte bine, nu suntem o comunitate foarte bogată, cum spun. Da, sunt, v-am spus, vorbe, suntem în post. Domnule, când sunt oameni de afaceri. Sunt oameni de afaceri, nu neg acest aspect, dar se spun, domnule, unii dintre membrii comunității spun, domnule, sunt o grămadă de bani care revin din țările islamice, din Turcia. Dar vede, să luăm ultimii 10 ani. Ce bani au intrat în muftiat, da? Și din ce țări islamice au venit. Încă e foarte simplu să vorbești stând la o masă, fără să nu știi realitatea. Într-adevăr, până acum ne-a ajutat statul turc, dacă lui îi mulțumim, guvernul României, nu mai zic, ne-a ajutat foarte mult, chiar și cu salarizarea personalului de cult, le-a crescut salariile imamilor pentru că aveau salarii foarte, foarte mici, deci era imposibil să trăiască cu un asemenea salariu, mai ales să ai și o familie, era imposibil să întreții familia. Dar vedeți, noastră, aici e problema. Nu comunitatea, unii membri ai comunității nu cunosc realitatea și vorbesc. E foarte bine să vină la noi, să vadă exact cum se cheltuiește fiecare bănuț în parte. De unde vin? Mai ales când vin banii de la guvern, sunt deja direcționați pe proiectele pe care le depunem. Și cei de la guvernul turc nu tot așa, adică vin pe anumite proiecte, exact, pe fiecare proiect și faceți ce vreți nu, cu ei. Aici vreau să vă spun, noi ca să obținem bani de la guvern trebuie să depunem dosare, trebuie să depunem proiecte. Și da? Să spuneți la ce vă trebuie și să demonstrați după aceea pe ce ați cheltuit bani. Bineînțeles, se spun, domnule, le vin bani, le dau și turcii și dacă îți dau. Și țările islamice, arabe, dacă îți dau, îți dau tot pe proiecte. Nu mai trăim în... nu este în anii 90, dar a început la anul 20, când, într-adevăr, din ce am înțeles eu, erau foarte mulți bani. Da? Dar nu mai e așa. Fiecare face un proiect, ți-l depui și îți dai. Promisiuni sunt foarte multe. Dau un exemplu. Am început extinderea geamiei din București. Da?
Am stat de vorbă, erau oameni de afaceri și în București sunt oameni de afaceri foarte ministeri. Mi-au zis așa, m-au asigurat, domnule, e important să începi, să pui piatra de temenie și restul să vezi cum o terminăm noi. Și s-a întâmplat așa? Ce trebuie să întrebați oameni de la București? În afară de banii guvernului României, un cert nu ne-au donat în Oriaș. Da? Dar care erau, care și participă la slujbă. Dar unora le-am atras atenție, eu sunt o persoană mai directă. Domnule, zic, ați promis, știți că erau vreo 15 persoane. Dar nu pentru mine. Dom'le, uite, ce ai nevoie? Nu să ne dați bani, da? Luați ce trebuie acolo. Materialele respective, da. Materialele care sunt necesare. Vedeți, noastră, promisiuni sunt foarte multe. Și cu experiența acumulată, aici am cer scuze, poate nu sunt foarte modest când spun experiența acumulată de-a lungul celor 15 ani de când păstoresc această comunitate, să mă ierte bun Dumnezeu, vorbesc în această lună sfântă de post, în ultimele zile din această lună de post, m-am săturat. Deci, sunteți dezamăgit de cei din, nu știu, comunitate nu, și nu numai care promit și care vorbesc. Da? Mai sunt, avem membri ai comunității care spun, domnule, am făcut, le place puțin show-ul, da? Iarăși cu iertarea păcatelor, să ne ierte Dumnezeu, pentru 500-1000 de lei. Da? Adică sume de modeste. Da. Ce să zicem? Asta e. Măcar a fost acolo un gest, să zicem. Da, vorbim cu imamii, mă întreabă, domnul muftiu, ce să fac? Uite, vrea să-i pun numele, să-i scriu acolo. Pentru sume mai mici, așa. Dar vedeți că am mai dat și eu altul. Ce fac? Trebuie să trec și pe ăla dacă trec pe ăsta. Da, ne pun în situații foarte, foarte dificile câteodată, dar trecem cu bine, sperăm și încercăm să-i mulțumim pe toți, dar e greu, știți foarte bine, în administrație foarte greu să mulțumești comunitatea, e foarte greu să-ți mulțumești semenii. Noi cât putem, suntem oameni, da? Și noi poate greșim, dar suntem supuși, ca și om, suntem supuși greșelilor, dar e foarte greu să-i mulțumim pe membrii noștri. Dar cât încercăm și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu și să și reușim. Să nu trecem peste această secție de teologie, că mi-ați stârnit interesul. Vreau să vă întreb, această secție de teologie și specializarea și vorbeați despre calitate, este și ca rezultat al faptului că de-a lungul timpului s-au întâmplat, au fost situații când anumite persoane care au spus că sunt imami propovădăiau lucruri greșite, care nu sunt chiar... Nu știu unde vreau să ajungeți. Haideți că suntem în post și încercăm să... Cât se poate să vă răspund altfel. V-am spus, este nevoie de ridicarea actului educațional. Da? De calitatea actului educațional. Poate pentru a contracara ceea ce a spus dumneavoastră. Da? Cerințele sunt foarte mari. La ora actuală, tineretul, generația tânără, comunică foarte rapid. Da? Trebuie să ne adaptăm cerințelor lor. Trebuie să comunicăm cu ei prin diferite căi. Prin rețelele sociale pe care le avem. De aceea imamii trebuie să se adapteze acestor cerințe ale membrilor comunității, pentru că și sunt membrii comunității noastre, să le răspundă lor, da? La orice întrebare care vine din partea membrilor comunității, mai ales din partea tinerilor. Iarăși trebuie să le atragem atenția, trebuie să-i avem mai mult în jurul nostru, spre religie. Vedeți, vreau să vă spun ca și popor acum, să generalizez puțin lucrul. Poporul român este un popor care își păstrează și promovează identitatea religioasă, valorile religioase. Noi suntem puțin mai diferiți față de cei din Occident. Încă îi mulțumim lui Dumnezeu, bisericile noastre, lăcașurile de cult, ca să nu zic că unii să-l interpreteze, domnul ăsta e avocatul creștinilor, lăcașurile de cult ale noastre nu s-au transformat în birouri. Cum sunt în anumite țări din Occident. Deci noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu, ca și popor, suntem un popor credincios și ar trebui să ne menținem această credință. Prin credință, prin unitate, putem trece peste toate obstacolele. Prin credința în Dumnezeu, că îi spuneți Dumnezeu, că îi spune noi Allah, că alții îi spun gar, indiferent, prin credința în Dumnezeu și prin unitate și prin a ne vrea binele
binele nostru comun și pentru a lupta pentru acest bine comun, putem trece peste orice obstacol. Da? Numai așa putem trece și peste pandemie, numai așa putem trece și peste anumite boli care vor mai veni. Da? Nu știm de ele. Dar nu, dacă nu ai credință și nu îi dorești binele celui de lângă tine, nu poți să treci. Păi, noi avem și o arătare a profetului care spune foarte clar. Deci, dacă tu ești sătul, să vă traduc așa în mare, și cel de lângă, vecinul de lângă tine este înfometat, nu are ce să mănânce și tu nu te consideri un adevărat musulman. Adică trebuie să împarți, să-i dea și să-i dea și lui. Te preocupe și de cel... De soarta celui de lângă tine. De soarta semenului. Vedeți, noi trăim în apartamente. Nu știm ce fac vecinii, nu știm în ce situație sunt ei. Bine, mai puțin, da, sunt zone, da? De aceea este foarte important să fim alături de semenii noștri. Asta ne îndeamnă Dumnezeu în toate religiile. Asta vreau să vă întreb. Cât de asemănătoare sunt religia musulmană cu cea creștinilor? Partea divină, v-am spus, sunt principiile divine în nicio religie, dar nu numai în cele monoteiste. Și în celelalte religii, să știți, și în budism, nu se vrea răul. Dar răul nu există. Un credincios care crede în Dumnezeu sau care crede în Buddha, da? Nu vrea răul celui din jur. Da? Vrea de fiecare să facă fapte bune. Asta ne învață Bunul Dumnezeu. Acum, noi postind, înțelegem foarte bine situația acelor persoane nevoiașe care nu au ce să mănânce. Zic, uite ce greu le vine lor. Da? Când mă trezesc dimineața și eu când vreau să servez micul dejun și ei n-aveau toată ziua să mănânce. Da? Vedeți, noastră, religia ne învață să facem fapte bune. Dar, din păcate, există un curent în țara a început să fie și el promovat împotriva religiei, împotriva credinței. Nu vă spun de pandemie, de restricțiile care s-au impus în general. Da? Pentru că vă spun, în această perioadă a pandemiei, nu vreau să iau, nu fac politică. Situația a fost gestionată foarte, foarte bine. Da? Din punct de vedere a deciziilor care s-au luat la nivel central. Da? Împiedicarea răspândirii exact, este. Aceasta este datoria noastră. Ca și teologi, ca și lideri spirituali, este să prevenim. Vă spun eu, când am văzut ce am avut sâmbătă, seara, m-am speriat. Doamne, ce se întâmplă aici? Eu nu pot și noi anumite restricții le-am impus înainte de a, cred că dacă ați urmărit pagina noastră de socializare, le-am impus înainte de a apărea această stare de urgență. Zice că este datoria mea să îi protejez pe acei oameni în vârstă care participă la slujbe. Să previn răspândirea acestui virus, dacă tot e și se răspândește atât de rapid, să previn răspândirea acestuia în rândul comunității noastre. Am fost înțeles greșit, au fost comentarii, cu tot respectul, le-am acceptat, am mers mai departe. Dar mă interesează în primul și în primul sănătatea, pentru că este baza noastră, a omului, da? a firei omenești. Nu, domne, ok, Dumnezeu ne ajută. Cum se interpretează? Dumnezeu ne ajută să trecem peste boală. Dar tu ce faci ca să treci? Tu ca om. Dumnezeu te ajută dacă tu porți mască și dacă tu respecti anumite reguli. Dacă tu nu porți mască și nu respecti anumite reguli, crezi că Dumnezeu te va ajuta? Acum nu vreau să, iarăși, să intru în discuții contradictorii cu alte culte sau cu alți lideri, dar există polemică în continuare pe acest subiect. Este punctul meu de vedere. Dumnezeu ne ajută dacă noi și noi facem ceva în așa fel încât din ceea ce ne spun autoritățile în această, când mă refer la, și nu ne amestecăm, adică ținem cont de aceste sfaturi. Dumnezeu ne-a ajutat. Dacă nu, ce facem? Da, v-am spus, încerc să mă feresc de aceste polemici, dar punctul meu de vedere este, în moschee se poartă obligatorie masca, datoria mea ca și slujitor al cultului, al comunității, este să previn răspândirea acestui virus și să respect normele impuse de către autorități. Nu spune unul, da. Nu degeaba s-a spus această distanțare.
Au fost niște specialiști care au luat aceste decizii, da? S-au consultat, au văzut cum se răspândește acest virus și după aceea s-au zis, domnule, trebuie să neapărat să respectăm această distanțare. Mă rog, am văzut că zâmbiți, dar vă spun, sunt de părere... Sunt de acord cu ele, nu să nu se înțeleagă greșit. Da, de acord cu ele, dar este în regulă că aud și un astfel de punct de vedere din partea cuiva care este da, eu v-am cu spus, religia. Am văzut... Eu de fiecare la noi puteți să verificați, nu sunt imam care slujesc fără măști. Nu cred că sunt. Și dacă sunt membrii comunității și ne urmăresc și vă urmăresc pe dumneavoastră, să-mi spună, domnule, la geamia cu tare, să mă sune pe mine în privat, da? Spune, la geamia cu tare, vocea cu tare a slujit fără mască. Nu cred că există. Nu are voie. De mai ales, eu nu trebuie să răspund, colegii mei fac acest lucru din suflet. Dar pentru că ei se gândesc la sănătatea enoriașilor lui. Păi ce face dacă îi mor 10 persoane din comunitate care vin la slujbă? Că majoritatea sunt bătrâni. Și cu cine mai rămâne în moschee? Păi trebuie să ne gândim și la acest aspect. Vedeți noastră? Da, este foarte frumos ce ați spus și mai frumoasă a fost partea aceea cu religia care ne învață de bine, nu să facem rău. Asta apropo de ceea ce întrebasem eu, dar s-a înțeles perfect și întrebarea și răspunsul. Eu mă refeream la cei radicali care îndemnau la altceva, nu la bunătatea din ceea ce vorbeam dumneavoastră. Și sperăm cu educația teologică, cu facultatea aceasta, sperăm să se învețe mai mult partea de binefacere, de fapt, purul islam, așa cum trebuie el conceput de către orice credincios în parte. În ultima perioadă, în această perioadă și de pandemie, ce sesizări sau ce solicitări ați avut din județ, din partea comunității? Să ne referim doar la Constanța de data aceasta. Da, au depins în funcție de situații, de cazuri. Au fost cazuri sociale, au fost, v-am spus, sau depinde de situație. A cazuri din acestea sociale, dar au, știu și eu, probleme de genul geamia, nu știu ce s-a întâmplat, au nevoi din acestea stringente să le rezolvați. Haideți să vă spun... În primul rând, eu ca și muftiu, mi-am dorit să-mi protejez imamii. Cum a apărut pandemia și cum am văzut că se agravează situația, le-am comandat combinezoane. Și am obligat la orice mormântare, mai ales cu COVID, să poarte acest echipament de protecție. V-am spus, aceasta a fost o situație rezervată, cum ar fi. Da, v-am spus, datoria mea este să-mi protejezi colegii, imamii, să-mi protejez comunitatea, să nu îi îmbolnăvesc. Da? Am avut și cazuri, am avut decese, da, este foarte tragic, la noi mai ales, când, ca de altfel și la celelalte culte, că am avut această discuție și cu secretarul de stat pentru culte, cu domnul secretar de stat pentru culte și cu premierul, când nu se practică acel ritual specific. La noi știți că se spală de către imam, persoana decedată și mai ales dacă este cu COVID, nu poți. M-am consultat și cu unii lideri și chiar avem două grupuri în Europa. Sunt două grupuri a liderilor musulmani din Europa, a muftilor, a imamilor. Da? Și postăm fiecare și am văzut și acolo, m-am consultat și cu învățați din Turcia, din alte țări islamice și cum se procedează, adică noi știam, dar cum este și la dumneavoastră în țară. Da, din păcate persoanele care sunt decedate în urma acestui virus nu pot fi spălate ritual, acest ritual fiind specific numai religiei noastre. Acolo este o durere pentru fiecare parte, pentru fiecare persoană care își pierde pe cel apropiat lui. Da? Deci, ca și la dumneavoastră, pentru că au fost discuții. Mai ales, din ce am înțeles, la dumneavoastră se spunea să vină la cimitir la ora 11, este cea la 11 și deja la 10 n-a mormântat. Pentru că, v-am spus, au fost aceste discuții și am participat la ele, la aceste dezbateri. Și enoriașii se supără, evident, bineînțeles, pentru că nu s-a respectate... Vreau să vă spun, chiar v-am spus, sunt apolitic, dar în ultima perioadă premierul României s-a întâlnit
Într-o lună de zile s-a întâlnit de două ori cu reprezentanții cultelor. Pentru a discuta pe aceste chestiuni, având în vedere supărările oamenilor? Tot pentru a discuta aceste chestiuni, pentru a discuta programul de vaccinare, care eu personal sunt o persoană care promovez și vreau ca majoritatea membrilor mei să se vaccineze. Vreau ca toți, dar nu putem să-i obligăm, da? Dar sunt o persoană care promovez vaccinarea, care doresc să, pentru că este în beneficiul lor. Am spus și la o altă emisiune, la un alt interviu, vaccinat fiind, am fost infectat, dar cu o tulpină care se spune că este destul de severă, dar cu ajutorul lui Dumnezeu nu am simțit nimic. Asta ca urmare a faptului că credeți dumneavoastră că datorită vaccinului... Bineînțeles, datorită vaccinului. Și eram printre puțini din ce mi s-a spus de către persoane care fac acest studiu, dintre puținele persoane vaccinate și am venit cu acest virus. Nu l-am luat din țară, da? Și am venit cu acest virus. Și vedeți asta, dacă nu aveam vaccin, oare care era situația mea? Da, membrii comunității au fost receptivi, să știți că au fost, să se vaccineze, să știți se vaccinează? Că noi credem că în mare parte a comunității s-a vaccinat. Și cei din mediul rural? Și cei din mediul rural mai puțin, dar acolo chiar le-am transmis, dacă vreți, că nu este un secret, la predica de Bayram, pe data de 13, toți imamii, în predica lor, vor face apel către membrii comunității să se vaccineze. La predica de Bayram, unde vor fi toți membrii. Deci vom face un apel, repet, nu susținem, s-au spus foarte multe, dar nu vreau să intru în detalii, că am vorbit că mi-a dat guvernul bani, am promovat... Și de aceea promovați și că nu este rolul bisericii să promoveze vaccinarea. Văzând că am văzut și am spus acest lucru, tot așa, am avut o declarație, văd vaccinul ca o minune a lui Dumnezeu. Da, ca o minune care ne ajută să ieșim din această, ne va ajuta să ieșim din această pandemie. Eu așa o cred. Da, așa cred. Și am această convingere. Că dacă nu, altfel nu avem cum. Altfel nu avem cum. Dacă vrem să revenim la viața normală dinainte de 2020, da, trebuie să ne vaccinăm. Trebuie să ne vaccinăm, trebuie să respectăm regulile. Altfel nu văd o altă cale de ieșire din această pandemie. Eu personal vă spun, nu mă influențează nicio autoritate, nu sunt într-adevăr medic, da? Dar din ceea ce văd și din ceea ce studiez, repet, nu, premierul doar ne-a sugerat, domnul prim-ministru doar ne-a sugerat, da? Dar eu o fac pentru că am această convingere. Da, sunt într-adevăr, uitați, după apel am avut și eu probleme. Vreo 3 zile nu m-am simțit bine. Da, sunt, dar mulțumesc lui Dumnezeu, acum sunt bine. Dar asta nu înseamnă că, domnule, am avut probleme și nu vă vaccinați, nu. V-am spus, la slujba de Bayram, vom face acest apel. Și eu îl fac oricum când mă întâlnesc cu membrii comunității. Dar la slujbă, la predică, da, la hutbe, membrii comunității vor auzi din gura imamilor acest apel. Da, ei vor îndemna pe enoriași să se vaccineze. În încheiere, un mesaj vă rog să transmiteți enoriașilor și știu și eu dacă aveți să le spuneți ceva despre un proiect pe care poate am omis până acum să-l pomenim. Vă rog mult de nu tot. Nu știu, ca proiecte, da, sunt cele 3 lăcașe de col care le vom face în județul Tulcea pe fonduri europene. Sunt aprobate localitatea Măcin, Babadac și Tulcea ca municipiu. Cred că acest proiect am uitat l-am omis. Da, mai da, este tot așa în județul Tulcea, Geamia din Sălcea, care va fi reabilitată de către TICA, de către Agenția Guvernamentală TICA. Cam acestea mai sunt proiectele pe anul acesta. Bineînțeles că ne pregătim dosarele pentru următorul proiect european, să reabilităm Moschea Carol, care este și simbolul municipiului Constanța, este simbolul comunității noastre. Geamia din Megidia, Sultan Abdul Megid,
cea din Hârșova și cea din Cernavodă. Sunt aceste obiective, le avem și sperăm, bineînțeles, și cu ajutorul autorităților locale și a tuturor factorilor decizionali să reușim să implementăm aceste proiecte și să reabilităm aceste locașe de cult. Mesajul meu către comunitate este ca să fim uniți, să dăm dovadă de unitate, să fim alături de semenii noștri, să ne iubim aproapele, pentru că așa ne îndeamnă profetul Muhammed, pace și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui, să ne iubim aproapele. Și nu în ultimul rând să facem fapte bune, pentru că acestea, în urma acestor fapte bune, vom primi răsplata bunului Allah. Pentru toți cei care au ținut post, mă rog la bunul Allah să ne accepte postul și să intrăm prin acea poartă din Rai care este specifică pentru cei care au postit și care se numește poarta Reian. Aceasta este rugăciunea mea care se îndreaptă către bunul Allah. Le doresc în continuare un post ușor, un post binecuvântat, având în vedere că mai avem 2 zile până de Bayram, un Bayram fericit, să se bucure alături de cei dragi și mă rog la Dumnezeu să avem parte de multă sănătate. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste declarații, a fost foarte interesant și sperăm să ne revedem curând pentru un nou interviu. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim mult de tot. Oameni buni, să aveți o zi frumoasă în continuare, la revedere!